Magistrala 4 de metrou, Gara de Nord, Progresul, are conform proiectului 7 stații și un depou și traversează capitala de la nord la sud. Pentru lucrările de structură la primul tronson, Gara de Nord, Filaret, cu 6 stații, sunt alocate 300 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Construcția metroului e așteptată de mulți ani de locuitorii unor cartiere aglomerate precum Rahova. Am ieșit la pensie și metrou pe aici în zonă nouă. Cred că ar fi foarte necesar, foarte aglomerată zona asta. Metrorex nu poate începe încă licitația pentru selecția unui constructor. Trebuie să obțină acordul de mediu pentru studiul de fezabilitate și ulterior planul urbanistic zonal de la Primăria Generală. Documentația de atribuire pentru proiectare și execuție și documentația pentru finanțare sunt în stadiul de elaborare, au precizat pentru știrile TVR reprezentanții Metrorex. În momentul ăsta, proiectanții merg pe la instituțiile statului să ia avizele. Este ceva ce nu ține de noi în momentul ăsta. Reprezentanții asociațiilor care militează pentru dezvoltarea infrastructurii avertizează că există riscul ca finanțarea prin PNRR să fie pierdută în condițiile în care construcția tronsonului Gara de Nord Filaret trebuie să fie gata până în 2026. Este foarte posibil ca România să pierdă banii din PNRR pentru M4, urmând ca fondurile să fie de fapt asigurate de la bugetul de stat, așa cum s-a întâmplat de multe alte ori. În schimb, oficialii Ministerului Transporturilor sunt optimiști, iar cei de la Bruxelles așteaptă ca autoritățile române să respecte angajamentele asumate. Sunt șanse, proiectul e în pregătire și, după cum bine știți, urmărim foarte atent toate posibile întârzieri. Eu am încredere că tot ceea ce au propus acolo se va și realiza. Cred că trebuie să existe o doză suplimentară de agilitate și de prioritizarea unor proiecte care să aducă valoare adăugată multă și să fie mai simple. Pentru cel de-al doilea tronson, Filaret, Progresul, nu sunt alocați bani din PNRR. Finanțarea ar putea să fie asigurată de la buget și din alte fonduri europene.